Bine v-am regăsit, dragii noștri, astăzi la Cuvânt pentru Suflet discutăm despre Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Invitatul nostru este părintele asistent dr. Maxim Vlad de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Protosinghel, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și ați făcut acest drum lung și în același timp frumos în capitala țării, în inima Patriarhiei Române, la Biserica Sfântul Ștefan Cuibul cu Barză din București, unde filmăm de atâta vreme cu binecuvântarea Părintelui Patriarh aceste ediții ale emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă mulțumesc pentru invitație. Părinte Maxim, suntem în plină perioadă de așteptare a sărbătorii mari a Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul, un sfânt cu care noi suntem atât de familiarizați ca creștini, încât de foarte multe ori uităm, sau mai bine să zic așa, ar fi bine să ne mai împrospătăm motivele, rațiunile, criteriile pentru care îl cinstim. Pentru cel care îi se roagă, îi citește acatistul, îi poartă numele, trăiește sub puterea Sfântului, nu e mare lucru poate. Dar pentru noi toți ceilalți, când vine o astfel de sărbătoare cu un astfel de sfânt care pe cât de cunoscut este, pe atât de, să zicem, enigmatic, îndrăznesc să folosesc astfel de licențe, poate, în ceea ce privește figura autoritativă, am putea spune, a Sfântului Ilie Tezviteanul pentru creștinism și pentru viața monahală și, dacă binevoiți, în cele ce urmează să ne vorbiți și despre acest aspect. Eu, pentru început, vreau să vă întreb așa, cum de este el atât de reprezentativ pentru poporul evreu? Pentru ceea ce înseamnă Vechiul Testament și spiritualitatea vechi testamentară chiar, în rândul celorlalte, să le numim, forme de spiritualitate sau de religie ale lumii antice, lumii semite și așa mai departe, e reprezentativ așadar și pentru ei ca evrei, pentru poporul evreu, cât și pentru întreg fenomenul religios. Cum? Ce a făcut acest sfânt? Sfântul proroc Ilie Tezviteanu, care aparține religiei și culturii iudaice, este în același timp și un sfânt creștin, am putea spune, pentru că el aparține, de fapt, celor două testamente. Mai avem un sfânt care aparține celor două testamente, este vorba de Sfântul Ioan Botezătorul, care face trecerea de la Vechiul la Noul Testament. Prorocul Ilie, surprinzător, aparține aceluiași tipar, ca să spun așa, pentru că, deși a trăit și a activat în Vechiul Testament cu 900 și ceva de ani înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, el nu și-a încheiat încă activitatea. Activitatea lui profetică se va încheia în Noul Testament înaintea celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos, în zilele conducerii lui Antichrist. Tradiția Bisericii a înregistrat această realitate și de aceea spuneam că este un sfânt care aparține celor două testamente. De aceea Biserica îl și cinstește în mod deosebit și îl prăznuiește în data de 20 iulie a fiecărui an. În afară de acest aspect, spre deosebire de Ioan Botezătorul, care este profetul, primul înainte mergător al venirii lui Hristos și care se stă sub semnul apei, da? Profetul Ilie, care este cel de-al doilea înainte mergător al celei de-al doua venire a lui Hristos, stă sub semnul focului. Este profetul de foc. Așa cum ne relatează tradiția iudaică și tradiția agiografică creștină, ni se spune că acesta a fost fiul unui anume Sovac sau Suvac, care se trăgea din neamul preoțesc al lui Aron și care, atunci când pruncul Ilie, Eliah, în limba ebraică, care înseamnă dăruit lui Dumnezeu sau al lui Dumnezeu, Sovac, tatălui, a avut o vedenie în care a văzut niște oameni îmbrăcați în haine albe
care îl hrăneau și îl înveleau pe profetul Ilie cu scutece de foc. Îl hrăneau cu foc și îl înfășau în scutece de foc. Deci activitatea lui, așa cum reiese și din cele două cărți ale regilor, 3 și 4 regi, da, activitatea lui, într-adevăr, stă sub semnul focului. Ca și coborâ foc din cer, de, ca unul oare? Care a coborât focul din cer peste jertfele pe care le-a adus pe muntele Carmel pentru a arăta identitatea adevăratului Dumnezeu și pentru faptul că a fost înălțat la cer, ridicat la cer, de o căruță trasă de cai care arătau ca para focului. Toate aceste elemente, mă iertați, sunt atât de concrete, expresive. Credem și spunem că viziunea, icoana despre ceea ce a făcut Sfântul Ilie în timpul vieții și despre ceea ce spuneți că va face în continuare, sunt literale. Adică nu discutăm de alegorii, de metafore. El a fost înălțat într-un car de foc, a coborât foc din cer, a înviat morții și va să vină, spuneți, concret, în trup. Da, pentru că el nu a murit fizic și ca orice pământean este dator cu moartea pentru că este urmașul lui Adam și dacă Fiul lui Dumnezeu întrupat a fost solidar cu umanitatea și a pătimit moartea, cu atât mai mult profetul Ilie, care n-a murit fizic, va trebui să moară alături de Enoch, ei fiind cei doi martori ai lui Dumnezeu în acele zile prin care Antichrist va fi demascat și care vor fi uciși în Ierusalim. Ne spune Apocalipsa că uciderea lor va fi văzută, da, de toate popoarele, adică probabil va fi transmisă pe căile... Începem să avem o idee. Da, pe căile de comunicare existente. Pe de altă parte, prorocul Ilie se arată, să nu uităm, în ziua schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos. Deci are loc o apariție a lui în Noul Testament, arătându-l pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Pentru că evreii, ca ți-am spus că este un proroc al poporului evreu și poporul evreu este foarte atașat de persoana profetului Ilie, ceea ce este foarte adevărat, pentru că există un cult special adus profetului Ilie și sunt rugăciuni speciale care se rostesc și cântări în sinagoga evrească, la sfârșitul unor slujbe sau unor sărbători, se cântă această rugăciune. Eliahu Hanavi se cheamă, Ilie profetul, Ilie profetul, Ilie tezviteanu, Ilie galadeanu, va veni curând împreună cu Mesia fiului David. Ori, potrivit eschatologiei iudaice și a așteptării mesianice a poporului evreu, Mesia pentru poporul evreu încă nu a venit, iar profetul Ilie îl va însoți pe acel Mesia fiului David, de fapt pe acel fals Mesia, care se va arăta la un moment dat, la sfârșitul vremurilor, în istoria neamului omenesc. De aceea, profetul Ilie este asociat permanent de gândirea iudaică și de cultura iudaică cu venirea sau apropiata venire a lui Mesia. Ori prezența lui la schimbarea la față ne arată că Mesia a venit, că Iisus Hristos este, Iisus este Mesia, Iisus din Nazaret este Mesia și el deja a venit. Iar Ilie, profetul, nu va face altceva decât să-l demaște pe falsul Mesia, pe falsul Hristos, da? Așa și cum a făcut-o și timpul vieții. În timpul vieții, demascându-i pe falsi profeți sau pe prorocii mincinoși, care fuseseră aduși din Fenicia, din Liban, de către regina Izabela, soția regelui israelit Ahab, și care încerca să schimbe credința poporului din monoteism în politeism. Fapt care s-a și întâmplat într-o anumită măsură, iar acești profeți falși slujeau unei perechi, să zicem, de idoli. Era vorba de Baal, care era domnul sau zeul ploii,
și Ashera sau Astarta. De aceea Ilie, nici eu nu înțelegeam de ce Ilie a închis cerul 3 ani și jumătate ca să nu plouă. Pentru că Baal era de fapt considerat de către contemporani, de către închinători, Dumnezeul care aduce ploaia. Ori Ilie, prin faptul că a închis cerul, a arătat neputința acestui fals Dumnezeu și le-a demonstrat idolatrilor că se închină unui Dumnezeu fals sau unui Dumnezeu mincinos. Nu pentru că nu avea milă față de popor, nu pentru că a vrut să se răzbune sau să pedepsească, ci a vrut să demonstreze faptul că Baal este neputincios, că Baal nu este Dumnezeu, că Baal nu există în realitate, iar oamenii se închină unui fals Dumnezeu. Acesta este unul dintre elementele poate mai greu de înțeles pentru, să spunem, non-creștini, agnostici, cei care sunt în afara paradigmei de credință, deopotrivă iudaice cât și creștine, care împărtășesc amândouă împreună această credință, această venerație față de Sfântul Proroc Ilie. Trebuie spus că avem acest punct comun, chiar dacă ne despărțim în ceea ce creștinii articulează ca fiind distinția între venirea lui Ilie în întâmpinarea Mântuitorului Iisus Hristos și venirea lui Ilie pentru evrei în întâmpinarea unui Mesia pe care noi îl identificăm ca fiind de fapt Antichristul. Ca fiind de fapt Antichristul, dar am vrea în istorie am preluat acest model al lor, această așteptare și criteriul care ne desparte de fapt este credința în Hristos, pentru că Ilie este același, dar Mesia, iată, trebuie identificat cu Hristos. Părinte Protosinghel, în numele său înseamnă ceva, are vreo însemnătate pentru credința și activitatea sa? Da, numele Eliahu înseamnă cel care este al lui Dumnezeu, cel care s-a consacrat sau este consacrat lui Dumnezeu. Profetul Ilie, ducând o viață monastică, am spune noi cei de astăzi, o viață cu caracteristici monahale, da, o viață însingurată. Aici vreau să mă întreb, deci în Vechiul Testament deja începe felul de a fi, care nouă ne este creștinul atât de familiar, al monahului. Al persoanei consacrate lui, da, Dumnezeu. Da, Ilie este... În renunțare totală, nu? Ilie, profetul, este un prototip, am putea să spunem, al monahului. Este un monah avant la letră, ca să spun așa, un monah în stare incipientă și în toată viața lui regăsim elemente ale ascezei și practicii monahale. Îl vedem pe Ilie rugându-se, îl vedem pe Ilie postind 40 de zile și 40 de nopți, îl vedem pe Ilie ca un profet itinerant, ca unul care merge din loc în loc, prigonit de o femeie, culmea că Ilie nu se teme de Ahab, de rege, de un bărbat, dar ajunge să cadă frica peste el din cauza unei femei. Și asta Dumnezeu a îngăduit pentru ca să arate că Ilie este om cu slăbiciuni, ca și noi, ca toți oamenii, și că Ilie, prin acest fapt, se smerea, adică ajungea la convingerea că oricât de mare a fost el, că a coborât focul, exact, din cer, că a înjunghiat. Avea și el o grijă. Avea o frică de o făptură slabă, chiar bine, slabă ca constituție fizică, dar puternică prin postura în care se afla, că era regina lui Israel. Și îl vedem pe Ilie, deci iată paralela între Ilie și Ioan Botezătorul, între Izabela și Irodiada. Cum de se asemenă aceste lucruri, Părinte Maxim, atât de mult și cum de cei doi sfinți, Ilie și Ioan Botezătorul, se disting față de ceilalți proroci ai Vechiului Testament? Nici unul, nici altul n-au scris nimic. Ilie a făcut minuni, dar Ioan Botezătorul nu. Cea mai mare minune pe care a făcut Ioan Botezătorul a fost să pregătească sufletește pe fiii lui Israel pentru întâlnirea cu Mesia, cu Iisus Mesia, Iisus Hristos, da? Cum spuneam, Ilie stă sub semnul focului, Ioan Botezătorul stă sub semnul apei, deci sunt cele două elemente purificatoare prin care Dumnezeu înnoiește permanent lumea.
în apa botezului este înnoit omul, da, și restaurat după chipul lui Dumnezeu, prin foc, da, vedem la cincizecime că Duhul Sfânt s-a coborât peste apostol în chip de limb de foc, de asemenea este înnoită și purificată prin focul Duhului umanitatea și modelată după chipul lui Dumnezeu. Să spunem acest lucru pentru cei care ne urmăresc, că trebuie să trecem sub imperiul acesta al unei atitudini mentale față de istorie, un fel de revizionism între acesta, poate, nu știu, edulcorant pe filieră marxistă, de fapt, de a vedea în istorie numai crime și numai grozăvii, judecându-le faptele trecutului de acum 500, 1000, 2000, mă rog, milenii în urmă, după niște criterii care ele însele nu stau în picioare. Sunt 3000 de ani de atunci. Însăși inima marxismului stând tocmai prigonirea, să spunem așa, a dușmanului de clasă și așa mai departe, și știm unde au dus, cu teroare. Exact, la ce crime în secolul al XX-lea au dus regimurile totalitare. Deci, vorbind de monoteism, vorbind de niște lucruri minunate din Vechiul Testament care pot să pară șocante, și nu numai acesta care privește omorârea preoților idolatri de către Ilie, ci și altele, poate, care au legătură cu alte fapte și lucruri extreme, dar care trebuie citite sub imperiul spiritualității sau al unui înțeles în alta parte despre ce vrea Dumnezeu de la om, pentru că, până la urmă, relația cu Dumnezeu trebuie să fii dispus sau ajungi în orice caz și la auto-jertfire și la renunțare de sine și poate în măsura în care ești stăpân sau dispui sau răspunzi de altcineva, natură, persoane, sigur, obiecte, da, și a lor. Îl vedem pe profetul Ilie apărător al celor nedreptățiți, apărător al celor mici, al celor slabi. Vezi cazul lui Nabot, care avea o vie pe care pusese ochii regele, dar care nu îndrăznea să i-o preia, da, să i-o rechiziționeze, ci a apelat, adică s-a plâns Izabelei, soției lui, și aceasta a făcut tot posibilul ca Nabot, da, să fie eliminat, a fost omorât, iar via a fost sechestrată, de rechiziționată de rege. Și în baza acestui fapt, Ilie îl mustră pe Ahab și o mustră și pe Izabela și le anunță iminenta pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru crima săvârșită. Îl vedem pe profetul Ilie foarte atent la suferința unei femei care era văduvă și avea un singur copil, la care ajunge după călătoria de 40 de zile în Sarepta Sidonului, și aici Ilie înmulțește făina în vas și uleiul. Din nou, prin gesturi aparent contradictorii, adică ne-am aștepta, cum spuneam, sub buna atitudine modernă, ca acea femeie să îi facă de mâncare cu ultimele rămășițe de hrană copilului ei și Ilie să renunțe, ori el îi spune invers, fă-mi mie întâi. Sigur că de da. De ce toate aceste lucruri, părinte Protosinghel? Arătând că în orice situație, în orice context, întâietate trebuie să aibă lucrarea lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu. În poporul român există această bună tradiție și această gândire sănătoasă care spune că întâi să hrănesc, să-mi dau ultimele resurse, să le dau preotului ca să rămână el în viață și în caz că mor să aibă cine să mă îngroape, cine să se roage pentru mine și cine să-mi facă slujbele de trecere, slujbele necesare plecării din această lume și a călătoriei spre împărăția lui Dumnezeu. Se dedica preotului. Eu am trăit și în familia mea cu tata, care a fost preot, aceste lucruri în copilăria mea. Țin minte la țară, când ni se aduceau de către oameni și de către familii din primele roade, din primele primiții, da, și de la animale toate celelalte, și unchii mei care au fost și preoți și așa mai departe, am trăit în această lume și cu aceste povești și cu aceste realități. Da, pentru că oamenii sunt conștienți că preotul este
trimisul lui Dumnezeu, este apostolul, este reprezentantul lui Dumnezeu. Preotul este cel care trebuie să aibă ultima rugăciune și ultimul cuvânt și preotul trebuie să supraviețuiască oricărui cataclism, oricărei situații limită, tocmai pentru că el, în persoana preotului, sunt cuprinse mai multe funcții, da? Mai multe aspecte sau slujiri simbolice, și anume harul lui Dumnezeu, puterea învățătorească, puterea conducătoare, înțelepciunea, capacitatea, identitatea poporului, da, tradiția, capacitatea de a transmite mai departe tradiția, vechea înțelepciune și așa mai departe. Deci persoana preotului prezervă, adică conservă toate aceste aspecte care trebuiesc date mai departe, transmise umanității. Să spunem că pe parcursul istoriei și mai ales odată cu modernitatea, aceste lucruri s-au împărțit ca funcții, dar ele n-au dispărut. Cine are impresia că trăiește numai pentru sine și că într-adevăr, toți cei care slujesc poporul trebuie să-l slujească cu adevărat, numai că ei sunt în aceeași măsură a slujirii lor și depozitarii simbolici, măcar simbolici ai acestor puteri. Mai avem foarte puțin din emisiune, din discuție, Părinte Maxim, îmi pare foarte rău pentru acest lucru, dar nu vreau să vă scap cu această legătură sau întrebare legată una de cealaltă, și anume, care a fost până la urmă esența misiunii profetice a Sfântului Ilie, cu toate aceste aspecte pe care ni le-ați descris, ca să rămânem ca o recapitulare, și de ce mai este sau cum de mai este el reprezentativ pentru noi astăzi, dar nu numai la modul, nu știu, pedagogic, ci viu, așa cum îl avem noi concret în biserică. Da, misiunea profetului Ilie a fost de a salva identitatea credinței, identitatea religioasă a lui Israel, de a salva unitatea religioasă și politică a poporului evreu și de a salva astfel, de fapt, termenii și de a fi menținuți termenii legământului încheiat de Dumnezeu cu poporul său și de a fi asigurată așteptarea mesianică, de a fi cultivată mai departe acest dor, această așteptare a venirii lui Mesia. Deci lucrarea lui este eminamente mesianică, este un premergător, un pregătitor al venirii lui Hristos, și trebuie să avem grijă să nu facem confuzie între cei doi profeți, pentru că mulți spun, așa cum credea la un moment dat și Irod, că Ioan Botezătorul este Ilie care trebuia să vină. Și unii dintre semenii noștri spun că Ioan Botezătorul este reîncarnarea profetului Ilie, deci mergând pe teoria reîncarnării și a transhumanței sufletului dintr-un corp în altul. Ori Mântuitorul spune că Ioan Botezătorul a venit cu Duhul și cu puterea lui Ilie, adică a venit cu aceeași misiune, cu o lucrare asemănătoare cu cea a lui Ilie, fiind o persoană cu identitate proprie. Deci, misiunea profetului Ilie nu s-a încheiat, el are această misiune de trezire, această putere și acest har de a demasca falsul, de a demasca minciuna și de a spune, de a mărturisi adevărul și de a-l arăta pe adevăratul Hristos. Dar este și în aceeași măsură este și un sfânt între toți ceilalți sfinți creștini. Păi e creștin pentru că urmează să trăiască în mai departe, la un moment dat, să activeze în Noul Testament. Și este protector al monahilor, al vieții monahale și al tuturor celor care vor să ia calea monahală? Da, alături de Sfântul Ioan Botezătorul, profetul Ilie este protector și model pentru monahi. Este rugătorul, este isihastul, este văzătorul de Dumnezeu, pentru că l-a văzut pe Dumnezeu în duh lin, da? Să nu uităm, este cel care prezintă o poziție de rugăciune specifică practicii isihaste, cu capul înclinat și cu genunchii aduși aproape de față, adică statul ghemuit în timpul rugăciunii, ca un copil care stă în pântecele mamei. De altfel, chilie, de unde vine din grecescul chilios, care înseamnă pântece. Chiliile sunt ca niște pântece în care monahul, ca un prunc, crește în asemănarea cu Dumnezeu. Așa că
profetul Ilie, într-adevăr, este postitorul, da, este părintele duhovnicesc sau îndrumătorul, pentru că și l-a ales ca ucenic pe profetul Elisei și care l-a însoțit până în momentul în care a fost înălțat la cer cu carul de foc, predându-i lui Elisei moștenirea sa prin duhovnicească, prin intermediul cojocului. Așa cum Sfântul Antonie cel Mare, mai târziu, mult mai târziu, i-a oferit haina sa, da, tunica sa Sfântului Atanasie cel Mare sau Atanasie al Alexandriei, care l-a moștenit duhovnicește pe Sfântul Antonie. Așa cum Elisei a moștenit duhovnicește duhul și puterea profetului Ilie. La fel, în tradiția monahală, harismele sau darurile părintelui duhovnicesc se transmit ucenicilor, se transmit mai departe din generație în generație. Și avem aici, în istoria bisericii, mai multe cupluri de sfinți, de părinți, de fii duhovnicești, tot sfinți. Mă gândesc la Simeon Nou Teolog și Simeon Evlaviosul, părintele său, Simeon Nou Teolog și Nichitas Tetatos, ucenicul său. Mă gândesc la Sfântul Siluan și la Arhimanditul Sofronie. Mă gândesc la Arsenie Capadocianu și la Sfântul Paisia Ghioritu. La tot ce înseamnă nașul de întundere, nu, monahală față de... De fiul sau și finul duhovnicesc. Deci există această... Mă gândesc la tradiția stareților de la Optina. Mă gândesc la stareții și de la noi, Paisie Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velcicovski, Paisie Velcicovski și Gheorghe de la Cernica. Adică... Ilie Cleopa, mai putem să mergem... Exact, da. Părintele Paisie de la Sihla și părintele Cleopa. Deci există acest tandem, da? Aceste cupluri de sfinți în care se vede legătura bazată pe paternitate și pe filiație duhovnicească, pe transmiterea harismelor și a Duhului de la părinte la ucenic. Înseamnă că în Sfântul Proroc Ilie distingem poate pentru prima oară atât de clar aceste elemente născânde acolo, atât ale părinției duhovnicești, prin acea transmitere de care vorbeați, cât și ale sacrificiului de sine, ale jertfei, ale rugăciunii, până și ale rugăciunii isihaste, în forma în care ea apare în acel episod atât de enigmatic și diafan al prezenței, apariției lui Dumnezeu sub forma unui susur liniștit și a unei liniști. Vă mulțumesc foarte mult și să le urăm celor care își sărbează numele la mulți ani. Mulți ani binecuvântați sub ocrotirea și harisma profetului Ilie. Vă sărut dreapta, binecuvântați. Doamne ajută! Aceasta a fost discuția noastră, dragii noștri. Vă așteptăm data viitoare. La bună revedere!